tuturor, nu mă aud prea bine. Uitați ce plouă afară, doar în câteva minute s-a strâns o mulțime de apă. Da, acum am făcut doar un videoclip așa, repede, deoarece afară plouă foarte tare. În doar 3-4 minute deja s-a strâns, vai, destul de multă apă. Da, să-mi scrieți în comentarii dacă plouă și la voi, aici plouă destul, adică destul, foarte, foarte tare. Da, uitați, sună afară, nu știu dacă mă auziți, așa că dacă vă plac videoclipurile pe care le fac, nu uitați să apăsați butonul de like, să mă susțineți în continuare. Da, uitați-vă și afară, plouă tare, furtună, da. Cam atâta, dacă vă place apăsați butonul de like. După cum ați văzut în titlu, astăzi o să facem frigărul. Dacă începem prin a vă arăta ce ne trebuie, da, în primul rând ne trebuie bețe pentru frigărul, sunt la magazin de cumpărat, deci, nu? O să ne trebuiască carne de porc, da, vedeți, Felip, cam așa trebuie să o tăiați, carne de porc, niște sclănină de porc, ne trebuie un ardei, da, și din grădină îl puteți lua, puțină ceapă, undeva unde să faceți condimentele, da, piper, sare, boia. Ne trebuie puțin ulei ca să ungem frigăruile și, bineînțeles, o tavă. Așa că, haideți să începem. Da, continuăm. Eu am tăiat, după cum vedeți, carnea, așa că nu o să mai tai. Da, luăm ceapa. Ceapa trebuie să o tăiem felii mai micuțe, deoarece, da. Deci cam așa, puțin mai mari dacă doriți, mai groase. Cam așa, depinde după preferințe. Așa că noi o să tăiem ceapa. Da, să nu uitați să apăsați butonul de like și să mai scrieți în comentarii ce videoclipuri mai vreți să fac. Da, punem ceapa tăiată pe o farfurie. Acum o să luăm ardeiul. Tăiem capătul de aici. Da, și ardeiul depinde după preferințe, mai gros, mai subțire. Da, eu l-am tăiat cam așa. Da, și ardeiul o să-l punem deoparte. Da, frigăruile, de preferabil să le faceți pe grătar afară. Eu pe grătar o să le fac, o să vă arăt cum, adică toată lumea știe să prăjească pe grătar niște frigărui. Da, am terminat ardeiul de tăiat. Stai să vedem, se vede bine. Așa. Așa, a terminat ardeiul. Acum o să ne pregătim condimentele pe care să le punem pe frigărui. Da, eu nu am cumpărat ceva condimente. Într-un bol, într-o, de asta, punem sare cu o linguriță. Punem cam o linguriță de sare. Aproximativ, nu chiar o linguriță de boia. Cam așa. Și piper. Da, apoi amestecăm și vedem, da, ce ne mai trebuie, un pic de sare, un pic de piper, se mai pune pe parcurs, eu am mai pus puțină sare, deoarece a fost cam puțină. Da, o să mai fac încă o porție, mai pun încă o linguriță de boia, încă o linguriță de sare și încă puțin piper. Da, amestecăm să fie mai mult, să ne ajungă. Punem puțină sare. Da, cam așa arată sosul, condimentele. Punem deoparte. Da, acum luăm bețele pentru frigărui. Și aici, iarăși, după preferințele voastre, cum vreți, vedeți, o să aibă un capăt mai ascuțit. Aici o să, aici o să punem pe rând. Da, eu o să pun o bucată de sclănină, o băgăm până în capăt. Apoi o bucată de carne,
Dacă vreți să le faceți mai cărnoase, puneți mai multă carne, dacă vreți mai multă sclenină, sclenină după preferință. Dar după cum mie nu prea îmi place ceapa atâta de mult, așa că o să pun mai puțin. Dar punem ceapă, iar mai pun. Da, și o să pun mai multă carne. Cam atât am pus pe frigăruie, dar acum, ca să nu se prindă pe grătar, prima dată trebuie puse la macerat, apoi să le puneți pe grătar. Eu o să le un cu o pensulă de gătit cu ulei, le ungem bine. Mă scuzați dacă se aud puțin mașinile pe afară. Da, după cum vedeți, le-am uns bine. Iar acum o să luăm tava și o să punem condimentele pe frigăruie. Da, vă puneți iarăși după preferințe câte condimente vreți, dacă vreți mai puțin, mai mult. Da, eu o să pun puțin mai mult. Da, iar apoi după ce am condimentat-o bine, o să o punem în tavă și o să le lăsăm la macerat. Da, după cum ați văzut, prima frigăruie am terminat, o mi-a ieșit destul de bine. O, dacă eu o să continui cu următoarele. Da, la sfârșit, cam așa o să arate frigăruile. Cam vreo jumătate de oră trebuie lăsate la macerat, adică să intre condimentele în carne, iar apoi le puteți pune pe grătar, deoarece acolo să se facă mai bine. Am terminat și acest meniu. Dacă vă place, apăsați butonul de like și noi să ne revedem data viitoare cu un nou video. Pa, pa!